Micul Prinț de Antoine de Saint-Exupéry, capitolul al 13-lea. Cea de-a patra planetă era locuită de un businessman. Omul acesta era atât de ocupat încât nici nu-și înălță capul când sosi Micul Prinț. "Bună ziua," spuse Micul Prinț. "Vi s-a stins sigara." 3 cu 2 fac 5, 5 cu 7, 12, 12 și cu 3, 15, bună ziua, 15 și cu 7, 22, 22 și cu 6, 28, n-am timp să o aprind, 26 și cu 5, 31, uf, face deci 501.622.731. 500 de milioane de ce? Hai, tot aici ești? 500 de milioane, nu mai știu, am atâta treabă. Eu sunt un om serios, nu mă țin de baliverne. 2 și cu 5, 7... 500 de milioane de ce? Stărui Micul Prinț, care în viața lui nu renunțase la o întrebare de vreme ce o pusese. Businessmanul își înălță capul. În 54 de ani, de când trăiesc pe planeta aceasta, n-am fost deranjat decât în 3 rânduri. Prima oară, acum 22 de ani, când a picat, Dumnezeu știe de unde, un cărăbuș. Făcea un zgomot îngrozitor și am greșit de 4 ori la o adunare. A doua oară, acum 11 ani, din pricina unei crize de reumatism. Eu nu fac mișcare, nu am timp de hoinăreală. Sunt un om serios. A treia oară, iacă-t-o. Cum ziceam, 501 milioane. Milioane de ce? Businessmanul înțelese că nu era nicio speranță să fie lăsat în pace. Milioane de lucruri din cele amărunte, care se văd câteodată pe cer. Muște? Ba nu! Mărunte și care strălucesc. Albine? Ba nu, mărunte, aurii și care îi fac pe al de pierd de vară să viseze. Eu însă sunt un om serios. Nu am timp să mă pierd în visări. Aha, stele? Chiar așa, stele. Și ce faci cu 500 de milioane de stele? 501.622.731. Eu sunt un om serios, un om precis. Și ce faci cu stelele astea? Ce fac cu ele? Da, nimic, le stăpânesc. E stăpânul stelelor? Da. Dar abia am cunoscut un rege care... Regii nu stăpânesc, ei domnesc peste. E cu totul altceva. Și la ce-ți folosește dacă e stăpânul stelelor? Îmi folosește ca să fiu bogat, ca să cumpăr alte stele când cineva le descoperă. Ăsta, își zise Micul Prinț, gândește cam ca bețivanul de adineauri. Îi mai puse totuși câteva întrebări. Cum poate cineva să stăpânească stelele? Ale cui stele? Răspunse moroconos businessmanul. Nu știu, ale nimănui. Atunci sunt ale mele, deoarece eu m-am gândit primul la lucrul ăsta. Și e de ajuns? Bineînțeles. Când găsești un diamant care nu e al nimănui, e al tău. Când găsești o insulă care nu e a nimănui, e a ta. Când ai cel din tâi o idee, o brevetezi, e a ta. Așa că eu sunt stăpânul stelelor, pentru că nimeni înaintea mea nu s-a gândit vreodată să le stăpânească. Asta așa e, zise Micul Prinț, și ce faci cu ele? Le administrez, le socotesc și iar le socotesc, zise businessmanul. Nu-i deloc ușor. Eu sunt însă un om serios.
Micul prinț nu se mulțumi cu atât. Eu, dacă am un fular, pot să-l pun la gât și să-l iau cu mine. Dacă am o floare, pot să o culeg și să o iau cu mine. Tu însă nu poți să culegi stelele. Nu, dar pot să le depun la bancă. Cum adică? Adică scriu pe o bucată de hârtie câte stele am. Și pe urmă, hârtia asta o încui într-un sertar. Și asta e tot? E de ajuns. Are has, se gândi micul prinț. E destul de poetic, dar nu e prea serios. Cu privire la lucrurile serioase, micul prinț avea părerile lui, foarte deosebite de părerile oamenilor mari. Eu, mai zise el, am o floare pe care o stropesc în fiecare zi. Am 3 vulcani pe care îi curăț în fiecare săptămână, căci îl curăț și pe cel stins. Nu se știe niciodată. Vulcanii trag folos, după cum trage folos și floarea mea din faptul că eu sunt stăpânul lor. Tu însă nu le ești de folos stelelor. Businessmanul deschise gura, dar nu găsi niciun răspuns, iar micul prinț plecă. Oamenii mari, de bună seamă, sunt nemaipomenit de ciudați, își spuse el cu nevinovăție, continuându-și călătoria.